Salutare, dragi mei, eu sunt NeoPlay și bine m-am regăsit cu o nouă serie pe acest canal, seria de Arma 3. Mulți ați ascultat această serie, totuși mult prea tare și o să se vadă un pic blocajul acum. Deci, 2 secunde până dau și-o volum un pic mai încet, că suntem într-un avion și n-am. Așa. Continuăm. Sper că vă place această serie. Dacă da, nu uitați să apăsați pe un like, deoarece vom continua, dacă vă place, desigur. Și uitați avionul acolo. Deci, trebuie să coborăm cu o viteză destul de mare. Third person nu e dezactivat. E ca în... cum se numește? Firar, să fie Daisy. Deci third person nu e dezactivat, din păcate. Și pe la vreo 300, cred că dăm drumul la parașută. Gata, i-am dat drumul. Deci trebuie să coborăm foarte precaut. Că și data trecută am încercat să filmez și am murit din cauza vitezei. Dacă nu mai am mult de coborât. Oameni buni, uitați că în acest weekend sunt la Comic-Con. Dacă vreți să facem o poză sau ceva, poate nu știți cum arăt, dar vă spun eu. Dacă vedeți un om cu plete și cu unghiul ăsta în gri, îl las eu. Deci, doar căutați-mă pe acolo, o să mă găsiți. Și sper că am aterizat bine. O, Doamne, am aterizat bine de data asta. Nu-mi e să cred. Data trecută aveam viteza corespunzătoare, cred că aveam cu un singur kilometru mai mult și am cam mușcat din pământ. Buba este că nu găsim niciun din ăsta, cum se numește. Uite un tip, sau ai freaking, eu unde sunt oricum? Sunt în cerc, ok. Trebuie să găsim căsuțe sau ceva de genul ca să putem să luăm chestii, arme de preferat. Și de ce nu și îmbrăcăminte sau mașini. Uite un tip cum coboară acolo, nu știu dacă poți să dai cu pumnii oameni. Deci nu mă întrebați dacă știți voi, vreau să-mi spuneți, chiar vă rog să-mi spuneți dacă știți. Uite încă un tip care pică din cer. Alții și-au dat prea repede drumul la parașută. Și degeaba. Că oricum. Oh, mai suntem 45. Oamenii se omoară între ei. Nu știu cu ce, dar se omoară între ei. Cred că unii au făcut deja rost de arme. Că sunt în orașe sau căsuțe. Ai o casă? Cred că e o casă aia. Ce tare! Dacă apeși alt ca în Rust, merge să-ți dai capul de colo-colo. Și dacă dai click stânga, vezi zoom. Mamă, ce tare. Arma 3 e un joc foarte tare. Eu mi l-am luat anul trecut. De un an l-am. Chiar pe 1 iunie l-am luat. Deoarece, na, știți, ziua copilului. Și m-am gândit să iau Arma 3, deoarece a fost demo-ul pe Steam. Nu demo-ul, cum se numește, trial-ul ăla de 3 zile. În weekend-uri, de obicei, sunt chestii genul. Și tot asta așa. Și da, m-am jucat cu un prieten, Altis Life. Și e destul de distractiv, dar oricum nu uitați că canalul nostru e bazat pe jocul Rust. Started, check the map. Ok. Unde suntem? Suntem pe aici. Ok. Cred că în zona roșie încep să dea cu bombe. Cred. Din câte am mai văzut și la alte persoane și din câte am mai jucat și eu. Am jucat foarte puțin Battle Royale. Dar cum de instalat modul foarte ușor. Trebuie doar să te duci în Steam Workshop. Uite un tip acolo. Se duce la aceeași casă ca mine. Da, eu cred că o să ajung mai repede. Da, o să ajung mai repede. Aha, dacă mă bate cu pumnii o să fie atât de umilitor. Haide, haide. Nu mai am dat cu ani. Deja am ajuns la drum. Uite-l. E un negru. Hai să mergem pe laterale. Nu, uite așa. Și poate găsim o armă repede. Ia-o. De reload. Unde e negru? Oh, l-am omorât. Nu mi-e să cred, l-am omorât. Actually. That's it, boys. Ok, deci avea asta.
Și atât avea pe el și bandana. Oh, perfect! Nu e să cred, am luat arma primii. Vă dați seama că dacă nu luam arma asta, acum nu cred că mai eram în viață. Că putea să mă omoare el. Painkiller, nu știu la ce mă ajută. Da, am acționat bine. Am și un holosai drăguț. Un pic sub presiune. A, se mișcă un pic cam repede. Oh, și un pistol. E și gloanțele pentru pistol. Haide. Uite-n asta măcar. La pistol cum pun pistolul? Firar să fie. Hai să-i dăm reload. Și o vestă antiglonț. Doamne, nu-l vede? Nu vede tactical vestul. Dacă apăs pe I, hai că-l pot lua. Cred că tactical vestul e mai mare. Am doar impresia că e mai mare. No, armor level. Ah, ok. Și în el ce vezi? Hai să vedem. Să luăm gloanțele înapoi de pistol. Deci până mă prind și eu, pune doar gloanțele. Nu vrea să pune gloanțele, ești nebun. Pune lângă ghiozdan. Uite aici. Nu-mi e să cred. Noi ne prostim cu porcăria asta și... Nu, lasă-le acolo. Reply, dan... ai înapoi cu arma noastră. Mă enervează că n-am third person, nu? Hai să mai vedem pe mapă unde suntem. Repejor. Suntem în zona bună. Avem o armă. Avem și niște armură. Dar mă oftică că n-am putut să luăm... Cum se numea... gloanțele de pistol. Dar în fine, hai că nu-i mare baiu. Dacă n-am putut să luăm niște gloanțe de pistol, pe bune. Și încolo cred că sunt orașele. Dacă mă uit un pic atent. Uitați niște din chestii din alea eoliene. Ok. Hai că mai e o casă acolo. Nu văd pe nimeni. Și mai e și o casă aici. Nu văd pe nimeni la geamuri. Sau pe altundeva. În împrejurim nu aud și nu văd pe nimeni. Din fericire. Hai să scoatem arma. Nu. Deschide ușa. Închide ușa. Sunt acolo comenzile și sunt complicate un pic. Ce armură are? Nu e aia cu armură. Opa. Aici e buba, stai să transferăm toate astea și să facem schimb de îmbrăcăminte. Aici ce am? Smoke yellow, nu știu, nu mă bag. Da. Filmez. Pa. Hai să punem supresorul. Ok, nu pot să mai pun supresor, din păcate. Să văd, uite un scooter, mamă, am dat jackpot-ul cu scooterul ăla. S-a blocat, așa, am dat jackpot-ul, dacă merge, dăm jackpot-ul. Că ne ducem la căsuța aia repede. Și, da, poate câștigăm. Da, e un server mare, nu știu cât sunt chiar mulți. 32. Nu. Driver seat. Oh, damn, merge. Cred că secretul e să nu miști mouse-ul în joc. Damn, boys, avem mașina. Nu e să cred că am găsit mașină din primul episod. Dar trebuie să avem grijă. Engine off. Eject. Hai să verificăm să nu fie cineva. Ok, oamenii s-au omorât pe aici.
Hai să verificăm repede la etaj. Nu văd pe nimeni. Hai să coborăm încet, că nu prea sunt eu fericit să văd astea. Nu mai îmi da pe pistol, ce porcărie, am dat-o pe pistol. Nu, nu mai îmi da pe pistol, te rog. A, nu, 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 nu facem noi schimb. Dă-mi arma înapoi. Vreau arma înapoi, dă-o înapoi. Ce-i? Crezi că am nebunit să... Dă-o tip. O, m-am omorât. Firar să fie. A, am încercat măcar. Mă mir cum am ratat. A, ce m-am speriat tipul ăla. Și eram atât de bine făcuți. Am tras. În fine, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați pe like și pe curând. Bye. Nu uitați că sunt la Comic-Con și la 6 punem un episod nou. Bye.